Înălțarea Domnului la cer. Pentru ca cea mai mare minune din istoria umanității să nu rămână ascunsă înaintea oamenilor, Mântuitorul Iisus Hristos învia cu trupul s-a arătat mai multor persoane, în locuri și împrejurări diferite, încredințându-i pe fiecare în parte că El este cu adevărat Dumnezeul. Cunoașteți voi câte zile a mai rămas Mântuitorul Iisus Hristos pe pământ după învierea sa? După învierea sa, Mântuitorul Iisus Hristos a mai rămas pe pământ timp de 40 de zile, iar apoi le-a dat Sfinților Apostoli ultimele sfaturi, trimițându-i la propovăduire spunându-le: drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Oare ce taină a instituit Domnul Iisus Hristos prin aceste cuvinte? Sunt sigur că știm cu toții că Mântuitorul a instituit Sfânta taină a botezului. Tot înainte de înălțarea sa, Fiul lui Dumnezeu le-a făgăduit Sfinților Apostoli că nu-i va lăsa singuri, ci le va trimite pe Sfântul Duh. Și veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Apoi, însoțit de Maica sa și Sfinții Apostoli, a mers pe un munte de unde s-a ridicat de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Știți voi cum se numește muntele de pe care Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la cer? Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer într-o slavă de pe muntele măslinilor. În momentul în care se înălța, alături de el au apărut doi oameni îmbrăcați în veșminte albe care încredințează atât pe Sfinții Apostoli cât și pe noi toți că Mântuitorul va reveni pe pământ, care au și zis: bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Cine credeți voi că sunt cei care au apărut alături de Fiul lui Dumnezeu în momentul în care se înălța? Sunt sigur că știm cu toții că în momentul în care se înălța, alături de Mântuitor au apărut doi îngeri. Deci cei doi oameni, unul de-a dreapta și altul de-a stânga Mântuitorului, sunt cei doi îngeri. Prin aceste cuvinte, cei doi îngeri încredințează atât pe Sfinții Apostoli, cât și pe noi toți, că Mântuitorul va reveni pe pământ. Biserica noastră creștin-ortodoxă sărbătorește odată cu înălțarea Domnului și ziua eroilor. Așa cum apostolii au avut rolul de a păstra și propovădui credința creștină, tot așa și eroii patriei au păstrat unite neamul și credința strămoșească prin jertfa lor. Să recapitulăm. La 40 de zile de la învierea sa, Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la cer într-o slavă. Maica Domnului și Sfinții Apostoli sunt cei care au luat parte la acest important eveniment, la care cei doi îngeri ne încredințează că Mântuitorul va reveni pe pământ. După ce le dă mai multe sfaturi, Domnul Iisus Hristos îi trimite pe Sfinții Apostoli la propovăduire, instituind taina Sfântului Botez. Înainte de a se înălța, le-a făgăduit Sfinților Apostoli că nu-i va lăsa singuri, ci le va trimite pe Sfântul Duh Mângâietorul. Biserica noastră creștin-ortodoxă
sărbătorește o dată cu înălțarea Domnului și ziua eroilor. Ca și temă de reflecție, scrieți pe caiete o compunere cu titlul Înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă.